Meciul dintre Steaua București și Manchester City din play-off-ul Ligii Campionilor se va disputa astăzi pe Arena Națională. Acesta va începe la ora 21 și 45, în timp ce traficul va fi restricționat în mai multe zone ale capitalei, începând cu ora 18. Steaua va juca astăzi primul meci cu Manchester City în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce manșa secundă se va desfășura în data de 24 august pe stadionul Etihad din Manchester. City a învins sâmbătă echipa Sunderland, scor 2-1, în primul joc oficial al sezonului, iar echipa a sosit la București în data de 14 august, unde se va disputa meciul dintre cele două echipe. Staful echipei Manchester City a întâmpinat probleme de zbor, pasagerii fiind evacuați de urgență din avionul care ar fi trebuit să-i transporte la București, după ce cabina aeronavei s-ar fi umplut de fum, a scris presa engleză, citată de news.ro. Cei 49 de pasageri din staful echipei Manchester, dintre care conducerea clubului Manchester City, sponsorii și jurnaliștii care urmau să asiste la meciul cu Steaua, au fost rugați să părăsească de urgență avionul. Patru autospeciale de pompieri au ajuns la fața locului. După primele informații, se pare că ar fi fost vorba de o defecțiune a sistemului de aer condiționat. Echipa engleză și antrenorul Pep Guardiola nu erau la bord, ei ajungând duminică seara la București. Meciul dintre Steaua București și Manchester City va începe la ora 21:45, în timp ce traficul va fi restricționat în mai multe zone ale capitalei, începând cu ora 18.